Bun găsit la noi emisiune, sunt Sebastian Dan. Astăzi, ultima zi de campanie electorală pentru alegerile parlamentare. Invitatul meu este Sebastian Rusu, Partidul Național Liberal. Bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Fost viceprimar, consilier local în funcție și numărul 1 la Camera Deputaților din partea liberalilor. Și la PNR a existat un puternic impact rezultatul din primul tur. Am văzut că liberalii s-au reorganizat foarte repede. Mai mult, avem în conducerea interimară a partidului la nivel național pe domnul Adrian Veștea, care este secretar general. Așa este. Am văzut ce s-a întâmplat, am înțeles, cred eu, că Partidul Național Liberal s-a repliat cât s-a putut de repede, a venit cu o alternativă, a venit cu niște oameni care până la urmă au demonstrat ceva în comunitățile din care fac parte, fie că vorbim de Ilie Bolojan, fie că vorbim de Adrian Veștea. Mai mult, Adrian Veștea a fost și ministru al dezvoltării timp de un an și ceva. Și în această structură se regăsesc oameni destul de mulți din Ardeal, ca să zic așa. Îl avem prin vicepreședinte pe domnul Emil Boc. Cred eu că echipa care s-a format e o echipă de oameni performanți. Îl mai avem de la București pe Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, președintele Consiliului Județean de la Botoșani. V-ați retras în munții PNR-ul, s-a retras în Ardeal, să se reorganizează în Ardeal. Păi știți că românul ăsta făcea, se retrăgea în munți, muntele a fost tot timpul frate, codruc frate cu românul și muntele la fel. Nu, cred că a fost o decizie luată și nu poate nimeni să îi impute ceva domnului Bolojan din punct de vedere al carierei dânsului, al realizărilor. Vine cu altă viziune, e o schimbare. Înțeles, e o etapă interimară. Vom vedea ce se va întâmpla duminică la vot. Pe de altă parte, am văzut la nivel național analiștii, cei care sunt la televiziunile consacrate, fiindcă din ce am văzut PSD și PNR acolo și-au jucat cărțile și USR-ul și-au jucat cărțile, în mare parte. Apreciau drepta fiind o gafă ideea de a anunța rapid o susținere a doamnei Lasconi în turul al doilea de la alegerile prezidențiale, în contextul în care PNR-ul are de dat o luptă importantă acum, duminică, la parlamentare. Da, cu siguranță. În această duminică ne interesează ca Partidul Național Liberal să obțină cât mai multe mandate, astfel încât să avem o reprezentare bună în Parlamentul României. Categoric, voturile trebuie date către PNL, USR-ul, doamna Lasconi, sunt cu treaba lor, după părerea mea, n-avem un punct comun la aceste alegeri. La cele ce urmează vom vedea. Da, este o hotărâre până la urmă pe care a luat-o partidul la centru. În ceea ce vizează alegerile prezidențiale. Dacă de la centru, cu plăcere, orice ordine se respectă, nu se discută. Ca în armată. Știți cum e? E simplu. E ca în orice business, ca în orice structură, ca în, până la urmă... Bun, va fi o luptă interesantă duminică, ne întoarcem la alegerile parlamentare, pentru că acesta este subiectul care contează la această oră. Evident, voturile primite de Călin Georgescu, voturile lui Mircea Joană și ceilalți independenți, dacă lumea mai vine la vot, și asta va fi interesant de văzut dacă va mai avea aceeași prezență masivă la vot, se va duce către cineva, către cine. Da, se tot vehiculează că e Aurul, că e Soiesu, că este potul PSDI care susțin pe Georgescu. Bun, dar acesta înseamnă bazinul suveranist și tot spun că acest bazin suveranist înseamnă un 30%. Reușesc partidele clasice, PSD, PNL, istorice să le spunem, să-și mobilizeze electoratul, pentru că am văzut localități cu primari care au luat 80%, 90% la alegeri locale, unde partidul lor, USR, până la urmă, nu s-a văzut în scorul de la parlamentare. Da, eu cred că până la urmă electoratul PNL trebuie să înțeleagă că avem nevoie de voturile lor.
Cred că o problemă a fost faptul că totul a fost despre prezidențiale. Hai să fim serioși. Acum și dumneavoastră cu experiența pe care o aveți, ați simțit că este campanie de parlamentare până duminica trecută? Că totul a fost despre prezidențiale, totul a fost acaparat ca imagine și tot ceea ce s-a întâmplat în toată promovarea, de parcă erau doar alegerile prezidențiale. Și după aia ne-am trezit că, stai că mai avem o săptămână, că sunt și parlamentare. Dar oamenii ar trebui să înțeleagă asta, ar trebui să înțeleagă că avem nevoie de reprezentare în Parlament și sunt foarte mulți care au temerea aceasta vis-a-vis de aceste partide suveraniste, ca să le spunem așa, că le-ați denumit și dumneavoastră. Dar tocmai trebuie să înțeleagă că avem nevoie de votul lor. Până la urmă, inclusiv pentru funcția de președinte, atâta timp cât Parlamentul este unul echilibrat și guvernul la fel, prerogativele președintelui sunt altele. Toată lumea a mizat doar pe președintele României, uitând că, de fapt, țara este condusă de guvern și Parlament. De Parlament. Adică trebuie să înțelegem un pic și lucrurile astea. Adică România orice este, s-a întâmplat... România să... este o țară parlamentară, o republică parlamentară. Da. Și atunci rolul Parlamentului și implicit al Guvernului sunt evidente, foarte importante. Poate de aceea și Maia Ciocărlacu a făcut un pas în spate și se pare că îi surâde ideea să rămână premier în continuare. Ce va face PNL-ul? Pentru că am văzut că s-au venit cu noi idei, cu o scădere a numărului de parlamentari, cu o repliere foarte interesantă pe niște dorințe mai vechi ale românilor. Da. Acum, știți ce? Nici n-aș vrea să discut și să abordez prea mult temele de la centru, pentru că le primim și noi așa din mers. Sunt de 3 zile. Nu fac parte din structura centrală de conducere, ce știți dumneavoastră știu și eu. Vă dați seama că în astea 3 zile prea mult nu am reușit să aflăm decât să vedem. Da, avem niște ședințe, niște discuții, care sunt direcțiile și așa mai departe. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. Bătălia cea mai mare, înțeleg, la această ore este să vă întâlniți cu oamenii și să-i mobilizați la vot. Categoric. Oamenii ce spun? Acum, după alegerile prezidențiale, după primul tur alegerile prezidențiale, mai sunt la fel de deschiși oamenii la discuții? Da, și cu siguranță suntem optimiști pentru că, bun, votul de la prezidențiale a fost așa o chestiune antisistem. Unii poate că nu s-au regăsit în candidați, că vorbeați și de alte partide cu primari unde nu s-a regăsit votul politic în votul pentru candidat. Acum, fiind vorba de parlamentare, fiind vorba de oameni din comunitățile lor, eu cred că lucrurile merg altfel. Spre exemplu, la Brașov, dacă avem o administrație liberală și oamenii se gândesc că i-au dat un vot util domnului Adrian Veștea, i-au dat un vot util domnului George Scripcaru, trebuie să dea votul util și parlamentului, adică parlamentarilor de Brașov, PNL. De ce? Pentru că implicit atât Adrian Veștea cât și George Scripcaru la Consiliul Județean și la primărie au nevoie de parlamentar de Brașov. Atunci dacă ai dat un vot și ai susținut o administrație liberală, normal este să o susții și mai departe. Că dacă tu le dai administrația liberală, iar la Parlament vor fi din alte partide și vor fi din disensiuni, cum vei putea să construiești, cum vei putea să dezvolți la Brașov? Eu cred că brașovenii trebuie să se gândească... Exact. Brașovenii trebuie să se gândească la actuala structură de conducere a județului și a municipiului și să îi ajute și să ne ajutăm să avem parlamentari care să putem să facem și să mișcăm lucrurile pentru Brașov. Pentru că să știți că nu e ușor. Fiecare trage pentru orașul și pentru județul lui. Cu cât Partidul Național Liberal va avea mai mulți parlamentari la București, cu atât vom putea să susținem mai puternic anumite proiecte și să facem lobby pentru toate proiectele pe care și le propune atât primăria cât și Consiliul Județean. Credeți că ne vom întoarce la votul politic dat de români la europarlamentare? Pentru că, în urmă cu 3 luni, acolo a fost votul politic. La alegerile locale, evident, oamenii
și-au votat primarul, și-au votat președintele Consiliului Județean. Adică a fost un vot uninominal, cumva ca la prezidențiale. Dar la europarlamentare acolo a fost clar un vot politic. Ne ducem către scorurile de la europarlamentare, la scrutinul din această duminică? E greu să mai faci o previziune la ce s-a întâmplat. Inițial, de la asta pornisem și am zis că, ok, probabil că ne vom situa undeva între votul de la europarlamentare și votul de la locale pentru alegerile parlamentare. Acum vedem bine că orice ierarhie răsturnată, este foarte greu să-ți mai faci vreo previziune. Și vă zic sincer, nu mai am încredere niciun sondaj. S-a demonstrat că... S-au dat... Partidele dumneavoastră ați dat bani gri pe niște sondaje. Sondajele alea, ce? Cum au fost făcute? Au stat unii în fața unui calculator și au dat cu banul, pică cap, pașură, mai punem un procent acolo, mai tăie de dincolo. Ce să vă spun? Sincer, de trei săptămâni aceasta m-a zis, spun că toate sondajele sunt manipulatoare și nu cred în ele. N-am crezut în ele, dar... Nu mai să o spun eu ca ziarist, altă e pe dumneavoastră care acele sondaje ar fi trebuit să fie niște instrumente de lucru. În urmă că și politica și marketingul politic sunt niște științe, nu faci politică așa după ureche. Sunt de acord. Vedeți dumneavoastră că sunt niște case importante de sondare a pieței. Până la urmă vorbim de cei care au dominat piața asta practic întotdeauna și care au dat greș. Dar au dat greș pentru fiecare partid, adică nu e că nouă ne-au zis lucruri bune la PSD altceva, la USR altceva, la AUR altceva. Adică nu, la toate partidele care au comandat, ceva... li s-au livrat niște sondaje care n-aveau nicio legătură cu situația. Ceva nu a stat în picioare și să știți că mă duce cu gândul la 2020 când la fel nimeni n-a văzut AUR. Țineți minte că a mai fost un episod de genul ăsta. Înseamnă că nu... Ar trebui să renunțăm la aceste institute, la aceste societăți de sondare a opiniei publice, mai bine, nu știu, chemați-te pe dincolo. Sau, nu știu, specialiști... Nu-mi dau seama cum a putut să treacă lucrul ăsta. E clar că sunt o chestiune de lucruri foarte ciudate în ceea ce privește izbânda domnului Georgescu. Nu știu care au fost mijloacele de manipulare. Nu știu dacă vedem acum că se renumără voturile, că... Domnule, hai să fim serios, ce să renumărăm voturile? Eu cred că chestiunea e mult mai simplă. Trebuie văzut. Domnule, a respectat legea electorală sau nu a respectat-o? Pentru că noi fiecare trebuie să o respectăm. Trebuie să ai mandatar financiar, trebuie să ai grijă pe orice material, să existe codul de mandatar, comanda să fie făcută în baza contractului. Deci este atât de greu să gestionezi și trebuie să fii atât de atent în a gestiona această campanie. Și atunci... Zero lei. A declarat la autoritatea electorală permanentă. Așa, puteți să credeți așa ceva? Așa am citit presa centrală. Nu știu, eu cred că există instituții abilitate și care trebuie să facă asta. Bun, adică... spuneți, domnule, ce să numărăm voturile? A câștigat omul ce și cum? Vedem ce se întâmplă în turul 2. Dacă s-a încălcat legea, toată lumea trebuie să obligă. Eu cred că până la urmă, bineînțeles, până la urmă, asta trebuie să fie o chestiune fundamentală. Nu avem voie să încălcăm legea. S-a încălcat legea? Au fost niște breșe de securitate, avem niște servicii care trebuie să-și dea seama de lucrurile astea. Nu e treaba mea, a dumneavoastră sau a cetățenilor. Domnule, instituția din țara asta trebuie să-și facă treaba. A fost o chestiune organizată, au fost implicate agenturile, cum zicea Nenicu. Sunt chestiuni pe care alții trebuie să le vadă. Sau omul ăsta a fost un fenomen și, domne, fenomenul ăsta a ieșit. E simplu, domne, s-a respectat ce prevede legea electorală. Hai să vedem care sunt pașii care trebuiau făcuți. Bun. S-au cheltuit bani, nu s-au cheltuit bani. Este o felul de influencer care zic că i-au fost plătiți în criptomonede. Păi și aia nu-s bani? Sunt bani ascunși. S-au folosit, nu s-au folosit. Știți cum e? Pot fi minciuni. Eu cred că noi numai ne dăm cu presupusul. Până la urmă, instituția statului a trebuit să-și facă treaba și... lucrurile să fie simple. Și oamenii să meargă la vot și partidele să-și vadă de categoric lupta pe care o au de dus în continuare. Categoric. Iar partidele trebuie să înțeleagă că, da, trebuie să existe o reformă. Trebuie să începem să promovăm meritocrația. Eu am mai spus-o de-a lungul timpului și în alte emisiuni. Noi consider că atunci când vrei să fii parlamentar,
ar trebui să fie o condiție. Domnule, trebuie să ai minimum mandat de consilier local, consilier județean, primar, viceprimar, șef de instituție, ceva ca să știi, să înțelegi ce înseamnă administrația. Pentru că Parlamentul este un pas mai departe. Înseamnă legi care guvernează România. Credeți că e greșit ceea ce spun? Nu știu dacă e greșit sau nu, asta rămâne de văzut ce fac cei care votează. Acum, bun, nu știu dacă totul este să mergi ca specialist doar în administrație, în Parlament. Colegul noastră, Gabriel Andronache, este jurist, este un reputat jurist și e membru în Comisia de Analiza Constituției în zona aceea, în drept constituțional, lider de grup. Deci, probabil că trebuie specialiști în mai multe domenii. Doamna Eu sunt Becer, de acord, este medic. Dar trebuie să ai... niște specialiști cu adevărat specialiști acolo. Trebuie să ai o experiență. Iar Gabriel Antonache a fost viceprimar. Doamna Becer a fost consilier local, dar o perioadă scurtă. Adică, ideea este de a avea o experiență. Și eu vă spun că o experiență administrativă contează foarte mult. Iar categoric această împărțire pe comisii de specialitate, normal că nu o să mă duc eu în comisia juridică. Nu am ce să caut acolo, pentru că nu jurist. E normal că acolo pe diferite comisii oamenii trebuie să se regăsească și în funcție de specialitățile pe care le au categoric. Dar în general trebuie să ai oameni pregătiți. Și nu e vorba doar de asta, eu cred că e vorba de toate pozițiile de conducere din țara asta. Crezi că se va reseta politicul românesc? Sau e acum un val, o cădere, o revoltă, o furtună, după care lucrurile, după ce se vor așeza, vor reveni la lucrurile de dinainte? Nu, eu cred că lucrurile se vor reseta, pentru că e clar, a fost un semnal puternic și a fost un semnal puternic pentru partidele tradiționale. E clar că trebuie să citești acest mesaj și să faci ceva în sensul ăsta. Nu poți să mimezi sau să te ascunzi, pentru că vor veni iar alegeri, electoratul te va penaliza dacă nu observă o schimbare. Diaspora se pare că nu va mai avea un cuvânt greu de spus la alegerile de duminică, pentru că nu vor mai putea vota cum au votat la prezidențiale și cum vor putea vota și în turul al doilea. Deci, bătălia se va duce în țară mai mult pentru Parlament. Aveți strategii de a aduce oamenii la vot? Pentru că, până la urmă, aici, cred că asta e bătălia cea mai importantă, să aduceți oamenii la vot. Ceea ce se întâmplă zilele astea la București reprezintă o strategie cu siguranță, iar colegii care se ocupă cu diaspora, asta fac. În fiecare partid există o structură care se ocupă și gestionează diaspora, îi motivează să iasă la vot, există președinți ai Partidului Național Liberal în orașele din Italia, din Spania, din Franța, adică există structură de partid în diaspora, care acea structură de partid din diaspora se ocupă de acea mobilizare. Noi ne ocupăm de ceea ce este în țară. Primarii ce fac? Primarii și ai dumneavoastră și ai altor partide. Se regrupează. Eu zic că aici va fi cheia alegerilor parlamentare. La ei dețin puterea de a schimba rezultatele care au fost în primul tur. Se regrupează. Până la urmă gândiți-vă că fiecare primar are nevoie de investiții, are nevoie de fonduri, are nevoie de continuitate pentru proiectele pe care le-au început. Și eu cred că își dau seama și conștientizează că au nevoie de parlamentari și au nevoie de o reprezentare, au nevoie de guvern și așa mai departe. Adică oamenii conștientizează lucrurile astea și s-au regrupat. Adică e clar. Ce a făcut Sebastian Rusu în această săptămână? În această săptămână... Bine, în afară de ședința de consiliu local. Bine, nu, sunteți consilier local, trebuie să vă faceți datoria acolo. Da, care a ocupat aproape toată ziua de ieri. Ne-am regrupat la partid, ne-am regândit strategia, am avut ședințe cu noua conducere în fiecare zi, cu cei de la București. Am încercat să schimbăm paradigma, abordările. Vă dați seama că a fost o regrupare și timpul, vedeți bine că este foarte, foarte scurt. Am stat de vorbă cu
cu oamenii, cu reprezentanții noștri din cartiere, să-i facem să conștientizeze importanța acestui vot, să meargă să vorbească mai departe. Cred că ce a făcut de altfel fiecare partid și a mobilizat activul de partid. E greu să vă mai propuneți o țintă în actual context, după cum spunea și astăzi mai devreme. La ora asta mai are PNL un target, o țintă de atins? Știți cum e? După ce s-a întâmplat, e foarte greu să mai dai un pronostic. Adică, dumneavoastră, gândiți-vă că luni de zile, cu consultanții consultanților, toate casele de sondaj, toate, ți-ai pus o țintă și ți-ai dat seama că a fost zero barat. Și acum ce să mai gândești? Adică e foarte, foarte greu să te poziționezi. Da, ținta este să să fim măcar la votul politic de la europarlamentare, cum spunea și dumneavoastră. Cu siguranță votul de la prezidențiale va fi depășit, adică e clar că vom fi peste, iar restul va depinde de maturitatea alegătorilor, de maturitatea brașovenilor, care trebuie să înțeleagă că votul lor trebuie să fie unul util. Indiferent dacă oscilezi, domne, că poate lasă să vină Aurul, să vină partidul nu știu care, să vină... Trebuie să te gândești care e configurația politică din orașul tău și ce-ți dorești. Ai o configurație politică PNL, e clar că votând PNL vei avea și le vei da altă șansă să dezvolte această comunitate. Faptul că dai votul acesta unuia care se află în opoziție nu o să-ți facă decât contra, nu te va ajuta cu nimic. Și atunci, întrebarea care se pune în această duminică, dragi brașoveni, este dacă doriți să ne dați un vot util pentru a putea să vă reprezentăm și să fim alături de Adrian Veștea și George Schipcaru, atunci cu siguranță lucrurile pot să decurgă altfel. În rest, voturile se pot pierde, puterea politică se poate disipa foarte mult. Eu cred că ne-am săturat de lupte, de bătăi inutile, cum au fost ăștia 4 ani. Vedeți bine că am pierdut 4 ani în Consiliul Local. Vi se pare că Brașov a înaintat în ăștia 4 ani? Sincer. Brașovenii au votat. Eu zic că au sancționat la vot, la oricare. Exact. Atunci, dacă au sancționat la vot și au ales o direcție și au dorit o schimbare, atunci cu siguranță și mai departe trebuie să ne ajute cu același vot la parlamentare. Veți merge în Parlament. Până și, mă scuzați, au apărut o felul de filme pe care le-au făcut și le-au postat atât George Schipcaru cât și Adrian Veștea, care cer brașovenilor să-i ajute și să le dea parlamentari. Dacă l-ai votat primar și ai niște așteptări de la el și el îți spune: domne, votează în parlamentarii, că am nevoie de ei, eu trebuie să-i trimit la treabă, trebuie să-i pun să-mi facă lobby, să-mi ducă proiectele la îndeplinire, să grăbească lucrurile la ministere. Eu cred că ar trebui să mergem în logica asta. Bun, veți fi parlamentar. Aveți un... Bun, nu o să vă spun acum, să vă întreb câte pasaje vreți să facă în Brașov sau în județ și că vreți construi nu știu ce spital pe aici. Lobby pentru spital sau pentru finanțe, pentru fonduri, pentru spital, da, va fi o logică. Și aia trebuie să o facă toți parlamentarii de Brașov. Indiferent de partid. Corect, indiferent de culoare. Logica așa ar fi. Dar aveți anumite proiecte pe care doriți neapărat să le promovați în... Pentru că un coleg de la alt partid spunea: da, domnule, sunt specialist în transporturi, eu am niște proiecte foarte clare, punctuale pe zona asta de transport. Sau cineva, profesoară: domnule, eu sunt cu educația, vreau să resetez ce se întâmplă în educație. Că tot... Da, pe lângă chestiunea asta, aceasta cu spitalul, eu am în calcul și construcția unei secții pentru mari arși. Pentru că eu cred că avem nevoie, o chestiune care a fost neglijată. Știm bine de-a lungul timpului că au fost tot felul de probleme. Oricând, ferească Dumnezeu, poți să ai un incendiu, poți să ai o chestie de genul ăsta și să văzi ce înseamnă să nu ai această capacitate. Mergând mai departe de diverse proiecte, inclusiv de dezvoltarea transportului feroviar sau autostrada de la Brașov la Sibiu, care cu siguranță ar fi foarte utilă, dar totodată și realizabilă pentru a ne lega de vest și a avea această legătură.
Pentru că vedeți de la Brașov la Sibiu cât de anevoios e drumul și după aia de la Sibiu te uști pe autostradă, te duci la Deva și te-ai dus la Nădlac, adică vedem ce înseamnă această infrastructură. Dar astea sunt niște proiecte care cu siguranță pot fi vizate și de alți colegi parlamentari din alte județe. Am stat și m-am gândit foarte bine la niște chestiuni cu care ne confruntăm cu toții. Eu vin, am o familie tânără, avem doi copii și am conștientizat niște probleme pe care le-am avut discutând cu alți părinți. Te duci la ședințele cu părinți, te întâlnești la zilele copiilor, discuți și îți dai seama că, în primul rând, România are o problemă de natalitate. Vedeți bine că se tot spune la televizor că de la an la an natalitatea scade. Cuplurile tinere nu mai sunt încurajate să facă copii. De ce? Pentru că îți apar niște cheltuieli foarte mari pe care unii nu le pot gestiona. Și acest lucru îi sperie. Hai să vedem ce facem. Cum poți să crești natalitatea? Ce poți să creezi pentru acești oameni? Și pornind de la discuțiile pe care le-am avut cu alți părinți, ne-am dat seama, ok, domnule, uite, noi nu mai avem bunici care să ne ajute. Ne este foarte greu. Eu lucrez, soția mea lucrează. Copiii termină școala. Trebuie să-i duci la un after school. Vine de la after school, ia și îi duce. After school înseamnă costuri. Dacă mai face și o activitate, alte costuri. Deci eu vă spun că fără pe o chestiune minimală, un after school te duce undeva la 1300-1500 de lei de copil. Doamne, dacă ai doi copii, sunt 3000 de lei, corect? Plus, dacă mai intervine vreo activitate, gândiți-vă că toate aceste costuri cresc. Alocațiile, pe de altă parte, sunt mici. Pe de altă parte, alocația și încurajează pe toți. Poți să gândești un sistem în care această alocație să crească și să încurajeze oamenii care muncesc. Această alocație să fie dată sub formă reducerii de la plata impozitului pe venit, salariu sau așa mai departe. Adică să poți să primești mai mulți bani, ești angajat, muncești și atâtea sunt impozite. Nu. Asta să fie suma care din impozit să-ți vină în plus la salariu, ca și indemnizație adică pentru copil. Adică statul nu mai încasează taxele și impozitele de salariu, spuneți noastră. O bani, parte. O parte din aceea. Să către. Da. Și în funcție de numărul de copii. Acum rămâne de văzut dacă se poate. Cât de mare și e salariul. Gândită. Pentru că ai un salariu minim pe economie. Nu contează suma, domnul Sebastian, dar suma oricum va fi mai mare decât actuala alocație. Care actuala alocație, să nu uităm că dacă mergem acum să ne plimbăm, o să vedeți cum sunt folosiți acei copii și cum sunt făcuți pentru acea alocație. Noi trebuie să încurajăm în primul rând munca, domnule, să nu mai încurajăm nemunca. Deci nu pentru se dea, că să nu se mai dea alocația. Această cerșetorie și folosirea, asta e o chestiune crudă, să folosești copiii pentru cerșetorie. De ce? Pentru că trăiesc din acele alocații și pentru că iau acele alocații. În momentul în care alocația o transformi și o iei din impozitul pe ceea ce produci, nu credeți că eficientizezi niște lucruri? Nu credeți că îl motivezi și pe părintele și să-i dai mai mulți bani? Nu știu care poate să fie suma. Dacă acum îi dai 300 de lei pentru alocație, să zici, uite, nu, din impozit s-ar putea să-ți dau 600 de lei. Și în felul ăsta să încurajezi munca, să se producă mai mult și să poți să-i dai omului mai mult. Adică este un pachet de legi pe care putem să-l gândim și să-l facem în așa fel încât, domne, să facem ceva pentru populația asta și să crești natalitatea și să-i ajuți pe oameni. Că am vorbit de after school-uri. Trebuie gândit o lege să facem after school-uri care să fie subvenționate de la stat 50%. Și una e să plătești 3000 de lei pentru doi copii și una va fi să-ți susțină statul și să plătești doar 1500 de lei. Credeți că va ajuta? Să fie acel after school, dacă tot vreți să faceți un lucru. În o țară civilizată, că tot la asta ne uităm și sperăm să ajungem în o țară civilizată. After school-urile sunt gratuite. Masa caldă de care tot povestim. Bravo, ani. Și asta e un alt masa subiect. Masa caldă o ai la after school și o dai gratuit copilului. Tot în acele after school-uri probabil că se pot face și acele activități în care copiii să vezi către ce se pot îndrepta, către ce abilități au. Exact. E de sport, e de cultură, e de pictură, e de muzică, adică aici vorbim și atunci într-adevăr, aia 1500 de lei care trebuie să-i dai la after school, poți să-i suporte statul și poți să faci o treabă. Mai și eu am doi copii pe care îi cresc și știu cu ce probleme avem. Ce înseamnă costurile, adică noi asta
Deci asta este o chestiune care o știu cu toții, cei care au copii. Și, într-adevăr, problema este și de altă natură. Părinții trebuie să stea la serviciu. Dacă vrem. Copiii aia stau 8 ore la școală sau cât stau la grădiniță, după vine after school-ul, părintele vine și el la un moment dat acasă. Deja te-a pus să faci cu el lecții, să faci, e deja o chestiune foarte... Ați văzut, dar e clar că numai aici a fost odată. Noi nu mai putem să fim la 3:30-4 acasă. Noi ajungem acasă la 6:30. Normal că timpul s-a comprimat. De-aia la after school trebuie să stea să-și facă temele, trebuie să aibă și un timp de joacă, pentru că sunt copii, nu poți să-i transformi în roboți. Dar trebuie să aibă niște activități. Copii crescuți cu cheia de gât. Acum, în acest an, în secolul ăsta, ca să spun așa, la problemele care sunt, vedeți bine, dacă drogurile au început să intre în școlile generale, despre ce vorbim? Adică, e clar că și asta e o altă problemă care impactează și o altă problemă care trebuie tratată cu totul și cu totul altfel. De-aia zic, părinții au nevoie de acest sprijin. Nu poți să pleci de la muncă. Gândiți-vă că trebuie să iei copilul sau trebuie să-l duci la doctor sau trebuie să reînființăm în școli cabinetele medicale care să funcționeze. Băi, dacă a făcut copilul febră, te sună, domnule, că nu se simte bine, că până te programezi la doctorul de familie, stai să văd când plec, trebuie să mă învoiesc de la muncă, să plec, să mă duc, să-l consulte. Doamne, să-l consulte un doctor capabil, un medic de familie, care ți-l consultă și după ore de program, și în timpul programului de la școală și să-ți dea o prescripție, să spună, domnule, în regulă, și te-a scutit de un drum. Da? Trebuie să suni, să vezi, să te rogi, să te primească în ziua aia, dacă poate, dacă nu în ziua următoare. Sunt chestiuni pe care trebuie să-i lei omului cumva de pe cap. No, e bine că acum, în al 12-lea ceas, încep să apară problemele reale sau să vă aplicați către problemele reale ale oamenilor. Mai avem, de fapt nu prea mai avem timp, aș vrea să vă rog să lăsați un ultim mesaj pentru brașoveni. Dragi brașoveni, am încredere că lucrurile pot fi schimbate, am încredere că mai departe de manipulările vehiculate de unii și de alții, trebuie să știm ce pot face reprezentanții Partidului Național Liberal. Și am încredere că este momentul să ne dați votul util de care avem nevoie pentru Brașov. Votul util de care are nevoie George Scripcaru la Primăria Municipiului Brașov, votul util de care are nevoie Adrian Veștea la Consiliul Județean și acest vot să se regăsească pentru parlamentarii PNL care vor fi sprijin pentru toate proiectele Brașovului și să-i ajute pe cei doi lideri să își ducă la capăt proiectele și să înceapă proiecte noi de impact și benefice pentru brașoveni. Vă mulțumesc frumos! Doamna și domnilor, Sebastian Rusu, candidatul Partidului Național Liberal, poziția 1 la Camera Deputaților. Ați urmărit Culisele Zilei, urmăriți News BV. Sunt Sebastian Dan. O zi frumoasă! La revedere!